Da, doamnelor și domnilor, o să vorbim despre Udrea și Alexandrov, un cuplu despre care s-a discutat, au fost fotografiați un an de la începerea relației lor, la un an fix, un an, domnul Alexandrov a luat un inel de logodnă de la un magazin de lux din capitală și practic a spus pe Facebook, da, e adevărat, ne-am logodit. Ce simți tu legat de acest cuplu Udrea-Alexandrov, care, ca imagine, e bine, adică, cu tot respectul, eu sunt ultimul om din lumea asta care să-și imagineze, adică, care să creadă că oamenii sunt ceea ce arată ei sau cum arată ei. Nu, nu. Oamenii pot fi mai grăsuți și foarte drăguți, pot fi grăsuți și răi, poate să fie slabi, minunați, dar urâți în suflet, poate să fie în fel și chip, dar una peste alta apare impactul vizual, este fabulos, adică, după Udrea și Cocoș, după Udrea și Băsescu, Udrea Alexandrov e într-un fel. Cuplul ăsta e vorbim într-un peste fel. 5 ani. Vorbim peste 5 ani? Doamne ajută să ajungem, dar vorbim peste 5 ani. Și că vorbim peste 5 ani, dacă o să mai avem de cine. Hai mă, Lidia, spune-mi care-i treaba. Deci cum ai simțit tu cuplul ăsta? Ea ți-a spus primul spot informativ primul care spot. L-a primit. Vorbim peste 5 ani, primul da. Gând peste al ei. 5. Bun. Sincer, ce ai gândit despre ei când i-ai văzut? Nimic. Nimic? N-am, deci este... Blank. Este blank informația. Nu simți nimic nu între ei. Nu simte nimeni nimic, stai liniștită. Nu simte nimeni nimic. Ce să simtă? Vezi, este treabă. Păi, Alexandrov e un bărbat frumos, Udrea este o femeie frumoasă. Doamne ajută să fie sănătoși și să le dea Dumnezeu și copii să aibă. Deci nu avem nimic împotrivă, iubite. Maestre. Ce spuneam eu că anul ăsta dă dragostea peste Capricorn? Da. Am vorbit noi așa? Da. Cu cele 7 zodii care intră pe incidența amorului. Ei s-au cunoscut anul trecut. Anul trecut, doamna Udrea era în an 2 personal. Se rupsese de ceva, pentru că în 2 apare o ruptură, dar la fel de bine apare poate să apară o și uniune. O uniune, da, o exact. Uniune. Iar dorința de nu știu, de a ieși undeva în evidență, pentru că este foarte învățată să epateze. Și dacă a fost în semi-obscur sau clar obscur o perioadă numai cu sincope, acum vrea să iasă în evidență. Că mai avem și zâna, care după 3 căsătorii o vrea și pe a patra. Așa că vreți cancan, facem cancan și data viitoare. Zâna, vorbiți de... De Andreea Marin. Andreea Marin, da. Acum a ieșit la rampă iară. Ce e zodie? Capricorn. Și atunci de ce să ne mirăm? Capricornul anul ăsta vrea să se simtă bine, să fie fericit. Dacă a venit o ofertă în sensul acesta? Eu nu zic că nu știu ce se va întâmpla peste ani de zile. Eu spun că trebuie să trăiască momentul, să trăiască clipa, pentru că e super ok dacă da, trăiește compatibilitatea... clipa. Compatibilitatea, atât timp cât eu n-am decât trunchiat niște informații, nu pot să le dau. Înțelegi? Pentru că n-am avut cu ce să facă o compatibilitate pe o cifră de destin, măcar să mă uit acolo. Dar așa cum... am explicat de multe ori că patru are fricile lui de o căsătorie și 8 la fel, și atunci de ce să ne așteptăm la altceva? Că și doamna Chioveși are și ea tot o cifră de asta distrugătoare de relație. Udrea are 4, cifră de destin, are da? 4. Ce să-i fac? Dacă el are tot 4, îți dai seama, tu se ia cu junghiu, s-au găsit amândoi. Construiesc, dar nu mai este dragoste acolo. Este mental. Știți mult. Care este ideea? E foarte interesant. Când un om este persoană publică și pare așa ușor frivol, adică, domne, da, O secundă. Deci, Udrea în costum de baie, cu sânii pe afară, cu șe. Niciodată n-am văzut în asta, mă rog, un pericol public. Adică o femeie să fie feminină, adică practic să fie frumoasă, să fie... Nu asta e problema, adică nu asta e. Și nici alta nu e problema. Cine și cu cine se iubește ea? Nu-i treaba am nimănui. Am văzut noi prim-ministră superbă. Ce țară are nu o prim-ministră? Nu mai știu, multă lume are o prim-ministră frumoasă, superbă. Foarte deci frumoase. Și au pozat ăștia în costum de baie și nu e niciun problemă. Dar și pe doamna Merkel a fotografiat în costum de baie exact. Și n-a mai zis nimeni nimic. Dar nu asta e. Feminitatea o secundă, percepția să este că deci tot ce face, faptul că Udrea a ajuns foarte repede, foarte sus, că a fost, este imaginea corupției regimului Băsescu, că a hărțuit-o asta de la DNA Udrea, Chioveși,
cu 5 arestări, una după alta, are, n-are treabă să o arestăm. Adică eu am zis atunci și zic și acum, cine are probe de la procuratură, să facă dosarul în instanță și să zică judecătorul dacă trebuie condamnat sau nu omul. Adică nu de-astea, hai să facem prin pușcărie ca să vezi și tu cum e. Cu tot respectul, cred că nu cu rău se rezolvă rău. Pentru că toate lucrurile astea despre ea, orice gest public pe care îl face Udrea, și nu e valabil doar pentru Udrea, este sub un mare semn de întrebare. Dom'le, e clar, e cu Alexandrov, sigur nu se simte, sigur nu este, sigur, e, hai dom'le, fie vrăjeală, ca să-i dea lui Băsescu cu tifla nas, zic unii. Ca să arate, de fapt, că o femeie ca ea, dacă poate să-i scorpion, și un bărbat eram de acord, tânăr, că vrea să se răzbune. Dacă Capricorn nu se răzbună fățiși, se răzbune în secret. Aici este numai, cum să spun eu, ai scuturat pomul, să vedem, cade ceva din pomul ăla. Dar cine scutură pomul? Doamna Udrea, ai toți acolo. Da? Simte nevoia să iasă în față. Capricornul, care a fost învățat cu aplauze, cu camere pe el, nu va rata ocazia. În momentul când l-ai neglijat și l-ai trecut în plan secund, nu se simte bine. Eu am să vă spun ceva. Singurul element care mi-a dat de înțeles că e ceva ce ar putea să nu fie așa cum pare, este, cum să zic, mămoșenia asta a domnului Alexandrov, știind că Udrea este filmată, că este fotografiată, că toată lumea e cu ochii pe ei, că dacă o vezi într-un mall, dai drumul la telefon și o filmezi. Da? Era, adică juca, așa mi s-a părut mie, poate că e o percepție greșită, juca foarte tandru, poate așa. Poate pentru el, vrei să spui. Da, da, da. Foarte tandru, așa, adică când știi venit, că să-și ia cu ochii pe tine, nu, și abia... Nu, îți dau un termen de comparație. Când mai... a venit Andreea Marin cu Tungeai, așa, ce a făcut presa? Peste tot vânător, paparații, exact, cred că se dublaseră numărul paparaților, de angaj, pe metru onoare, pătrat. Da? Cum s-a desumflat balonul ăsta? Sunt niște baloane. Da, sunt frumoase. Ai văzut când sufrinirii baronul? Nu, dar dumneavoastră ați înțeles ce spun eu acum. Eu am înțeles omul perfect. Era foarte, adică explicit tandru cu ea. Adică să zică, dom'le, ce vreți? Vezi poze cu mine și cu doamna Udrea când ne suntem foarte tandri? Ia de aici. Care vrei? Unde ești ca să mă așez ca să se vadă? Bun. Cam așa ceva. Sunt persoane care sunt teatrale. PR da. Marketing. PR marketing, exact, uite asta mi-a exact, dat semnul că ar putea să fie ceva. Păi Lidia altceva. Nu simte relația asta. A fost nu o propulsare deloc. Și pentru el. E persoană ce e, manechin? Fotomodel, da. Fotomodel. Jos pălăria, da. Gata, ia uite. Frumos la frumos. Să fie fericiți, nu avem nimic împotrivă. Dar acum întrebarea e câte carat are inelul ăla. Maestre, am mai auzit niște lucruri de-astea legate de socializare. Facebook-ul ăsta este Facebook. Schimbăm subiectul. Nu, eu ți-am zis. Doar o secundă, atât vreau să vă spun legat de subiectul ăsta. Cred că un bărbat, cred, cu tărie, vorba Lidiei, adică nu sunt ultimul om materialist pe lumea asta, ultimul de pe lumea asta, dar cred cu tărie că un bărbat trebuie să asigure soției, iubitei lui, cum să zic, căldura aia care înseamnă foarte multe lucruri căldura, nu numai o strângere de mână. De la confort sufletesc la confort material. Exact așa. Păi, dar pe de ce altă parte, lângă tine, detest, vă spun sincer, detest ideile astea. Și cât a costat inelul? Dar din ce este cutărică? Dar ți-a dat și geanta? E asta? Mă scoate din minț. pentru că doamna Udrea e patează cu poșete de la... Acum, orice bărbat care ar veni lângă doamna Udrea este o să fie vădit mai sărac decât ea. Da, și posibil. Atunci să nu fim să nu fim. Să fim. Mai să ne spuneți.